Vă mulțumesc mult pentru încrederea dumneavoastră. Vreau să vă spun că nu am înșelat încrederea și vă spun sigur că suntem pe drumul cel bun. În 2 ani de zile am semnat contracte de finanțare și am pus în practică 30 de proiecte. Avem cel mai mare buget pentru dezvoltare, 330 de miliarde lei vechi pentru anul acesta. Avem proiecte pe Ministerul Dezvoltării, avem proiecte pe fonduri europene, pe AFIR și vreau să-i mulțumesc domnului președinte Adrian Țuțuianu, care a fost alături de Comuna Corbii Mari. Mă bucur să vă văd atât de mulți. În urmă cu 2 ani vă spuneam că aducem în fața dumneavoastră o echipă nouă, tânără, cu un primar foarte tânăr, dar isteț. Nu ne-am înșelat, nu? Este un om serios. O să vedeți că în continuare ne ocupăm de lucrurile cu adevărat importante, adică drum, apă, canal, școală, grădiniță, gaze, lucruri pe care dumneavoastră le așteptați de prea mult timp. De aceea vă rog să aveți încredere, puțină răbdare, contractele de finanțare sunt semnate, urmează 2018, 2019, 2020, perioada în care vom pune în aplicare tot ceea ce am semnat până astăzi. Este și un motiv foarte bun să fiți astăzi bucuroși!